Incendiu de proporții seara trecută la o casă de lemne situată în cătunul Costești-Deal din comuna Orăștioara de Sus. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă, deoarece drumul era impracticabil, iar salvatorii au fost nevoiți să parcurgă pe jos 4 km prin zăpadă. După aproape 2 ore, pompierii au reușit să lichideze focul cu ajutorul zăpezii și a stingătoarelor pe care le-au cărat cu ei. Pentru că accesul autospecialelor nu a fost posibil din cauza drumului impracticabil, echipa de salvatori s-a deplasat aproape 4 km pe jos, prin zăpadă, timp de aproape o oră și jumătate până la locul intervenției. După aproape 2 ore, folosindu-se de zăpadă și de stingătoarele transportate în timpul deplasării, pompierii orăștieni au lichidat incendiul, în urma căruia a ars o casă de lemn, iar o altă casă din gospodărie aflată în apropiere a fost salvată. Din fericire, nu au fost victime. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza jarului sau a unei scântei provenite de la o sursă de căldură amplasată necorespunzător față de materialele inflamabile.